Sensuri unice pe câteva străzi din drobeta Turnul Severin. Asta hotărâ primăria după ce numărul autoturismelor a crescut considerabil în ultimii ani, iar traficul s-a îngreunat la nivelul municipiului. Edilul Marius Creciu spune că este datoria primăriei să rezolve aceste probleme în urma sesizărilor primite de la cetățeni. Solicitarea în primul rând a cetățenilor, dar și altor factorii de la nivelul orașului drobeta Turnul Severin, am hotărât să instituim noi sensuri unice. În momentul acesta suntem pe strada Păcii și va fi sens unic dinspre Cicero către Crișan, pe strada Bărcăcilă, cea care face legătura între Mareșala Averescu și strada Mare, pe unde era fostul ADAS, vechiul ADAS, la fel dinspre Mareșala Averescu spre strada Mare, iar de mâine mai avem și alte străzi, Iuliu Maniu dinspre Independenței către Târg va fi sens unic, acolo e o problemă, mai ales sâmbătă, duminica se blochează de nu se mai poate ieși. Mai avem iarăși Bulevardul Dunării dinspre Spitalul CFR către gară, da? Se coboară și va fi sens unic. Deci din gară nu mai poți pleca spre Spitalul CFR cu mașina începând de zilele următoare, doar în sens invers. Erau necesare, erau foarte mari aglomerări în zonele respective, așa cum spuneam, cu multe ocazii a crescut foarte mult numărul de turisme în orașul drobeta Turnul Severin, lucru care creează probleme și noi trebuie să venim în întâmpinarea acestor probleme, să găsim soluții ca traficul să fie fluent și să putem circula în condiții normale, în condiții civilizate. Polițiștii locali din drobeta Turnul Severin vor fi prezenți în zonele unde s-au montat noile indicatoare cu sens unic și se vor asigura că șoferii le vor respecta. În conformitate cu hotărârea de Consiliul Local numărul 203/2018, municipiul drobeta Turnul Severin se vor institui noi reguli de circulație, în sensul că pe anumite tronsoane ale anumitor străzi acestea vor deveni cu sens unic. Astăzi ne aflăm pe strada Păcii, deoarece, începând cu data de 19 februarie anul curent, pe această stradă, tronsonul cuprins între Cicero și Crișan se va institui sens unic cu direcția de deplasare dinspre Cicero către Crișan. Noi avem în zonă echipaje de poliție rutieră care vor fluidiza traficul și se vor asigura că toți șoferii vor respecta noile reguli de circulație.